Ministrul Transporturilor Dan Șova a spus că contractul dintre CNADNR și firma de construcții Shapir Structures din Israel privind modernizarea unui tronson al DN18 va fi reziliat și va fi reluată procedura de atribuire a lucrării dacă până astăzi nu se va întâmpla o minune. Am și o veste mai puțin plăcută despre DN18, deci DN18 către Bistrița și Maramureș, pe partea care era contractată de către Shapir. Din păcate, n-au lucrat, au existat neînțelegeri permanente cu ei. Mâine, Shapirul se va prezenta la o ultimă negociere cu CNADNR-ul, pentru că tot mâine este și termenul pentru reziliere. Vreau să știți că noi am propus Shapirului un memorandum în temeiul căruia CNADNR-ul își ia angajamentul de plată a lucrărilor, pe baza căruia dânsii ar putea obține finanțare de la orice bancă. S-a lucrat în acest sistem foarte mult și băncile sunt foarte deschise pentru acest lucru. N-am înțeles exact de ce nu vor, de ce au refuzat, de ce este neimportant. Dacă mâine nu se întâmplă o minune, contractul cu Shapirul va fi reziliat și vom relua licitațiile de la zero pentru a realiza DN18 ca investiție. Până atunci, dacă mâine se va produce rezilierea, domnul director Laicu, pe partea domniei sale, și o să vedem și cu directorul de la Cluj, vor face o analiză pentru a fi băgată pe întreținere anumite zone care sunt distruse complet, din păcate, pe DN18. Aici suntem, îmi pare rău că este încă un constructor care dezamăgește foarte tare. Asta este situația, îndreptăm lucrurile, iar unde se poate interveni pe bugetul de întreținere al CNADNR-ului, o să facem o intervenție pe DN18 până facem din nou, refacem licitațiile de la zero în legătură cu acest proiect de investiții care leagă normal Suceava de Maramureșul istoric și este foarte importantă ca și cale de acces spre vest pentru toți locuitorii din zonă și din Suceava mai ales.